Începem sezonul cu un joc extrem de dificil, poate cel mai dificil joc, cu Baia Mare. O echipă care, chiar și poziționată pe locul 1 în clasament, s-a întărit considerabil în acest presezon, transferând 7-8 jucători de mare experiență la nivel de Liga 1 și formând la momentul actual ca și lot unul dintre cele mai puternice din această serie și declarându-și clar intențiile de promovare. Chindia vine după o campanie reușită de meciuri de pregătire. Pătru și compania n-au pierdut niciun meci amical disputat în această iarnă. Dacă bate sâmbătă, Chindia urcă în primele trei echipe ale seriei. Avem un meci super greu, cu o echipă foarte bună, cu jucători buni, care s-au întărit. Și sperăm și ne dorim din tot sufletul să începem cu dreptul, să câștigăm acest joc, unul în cel mai important joc din începutul returului și sperăm că o să facem o fiindă frumoasă în acest campionat. Așteptăm cu nerăbdare acest început de campionat, de retur și sper să facem un joc cât mai bun și să luăm cele 3 puncte. Chindia FC Baia Mare este sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Eugen Popescu. Intrarea spectatorilor este liberă.